În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc pentru prima sesiune, dincolo de orice politețe. Ați fost un grup parlamentar și o majoritate parlamentară care a funcționat ireproșabil pe lucrurile importante. Eu m-am simțit susținut de dumneavoastră în momentele importante, în momentele grele. Sunt și lucruri așa strict politice sau de partid pe care la unii dintre dumneavoastră, că nu la toți, că așa se întâmplă, le-am de reproșat, legate în primul rând de prezență la Parlament și de activitate parlamentară. Și nu mă ascund să vă spun, mai ales că de obicei cei vinovați sunt cei tineri. Că toți zicem că aducem, am adus foarte mulți tineri, foarte mulți parlamentari la primul mandat, mi-au prezentat cei doi lideri situația, cam aia lipsesc. Roșia Montană este un alt proiect asupra căruia premierul Victor Ponta solicită Parlamentului să-și asume responsabilitatea. E un singur proiect în această toamnă, asupra căruia realmente eu nu o să cer și chiar o să rog liderii de grup să nu avem o decizie a grupului. Realmente fiecare va vota după propria conștiință și după cum crede că e mai bine pentru alegătorii săi. E un proiect extrem de controversat. Nici eu nu sunt deloc convins de el, vă vor refer la Roșia Montană. Mă gândeam însă că tocmai un proiect atât de controversat nu poate fi decis de guvern. Și poate fi decis doar de către cei care îi reprezintă pe toți cetățenii României și aceia sunteți numai dumneavoastră.